Cei care s-au născut în semnul leului vor avea pe 26 și 27 februarie dimineața parte de o serie de stări fizice proaste. Ele sunt legate de aparatul digestiv, de tulburările metabolice, de o relație dezordonată și capricioasă cu mâncarea, cu alimentele, cu mirosurile, cu gusturile sau chiar cu compoziția. Unele lucruri să nu le priască, altele să le stârnească repulsie, ori ei să aibă tot felul de reacții mai mult sau mai puțin motivate. Unele persoane pot să fie total lipsite de poftă de mâncare, altele din potrivă să dea dovadă de o foame exagerată, deși niciuna nu are explicație și bază organică. Al doilea segment vizat, din punctul de vedere al sănătății, este cel legat de sistemul osos, articulații. Sigur, locul cel mai vulnerabil din ansamblul sistemului osos, acum, pentru moment, pe fondul acestor tranzite, este cel legat de zona genunchiului și a articulațiilor care sunt multe și complicate în acest segment anatomic. Apoi, veșnica problemă, cea a manifestărilor cutanate, a bolilor de piele, a regimului mineralelor. Din 27 februarie după amiaza și până în dimineața zilei de 1 martie, soarele se va afla în segmentul lor natal, ceea ce înseamnă că vor fi mai exuberanți, mai veseli, mai plini de energie. Mai încărcați de dorința de a face multe lucruri bune în viața lor, nu neapărat să muncească. Alte activități. Între 1 martie după amiaza și dimineața zilei de 3 martie se ridică o problemă financiară. Ea poate fi una strict bănească curentă, poate fi una salarială. Legate mai ales de limitări, restricții, întârzieri sau neputințe de a se efectua o serie de plăți. Se vor supăra, mai mult se vor alarma decât se vor enerva cei născuți în semnul leului. Indiferent cât de mult ar privi ei cu luciditate sau vor primi niște explicații plauzibile, totuși ceva va rămâne în sufletul lor, ca un sâmbure pentru viitor. Dar dacă povestea se repetă, dar dacă nu este o întâmplare, dar dacă o să merg așa din lună în lună, ce se întâmplă? Motiv să proiecteze asupra actualului loc de muncă o stare de nemulțumire, de insecuritate și motiv să se reorienteze, să vadă dacă nu găsesc în altă parte un loc asemănător ca premiză profesională, dar mai sigură din punct de vedere material, nu neapărat mai bună, accentuez ideea, ci mai sigură, mai stabilă, mai fără surprize. A doua direcție care se conturează în acest răstimp este cea legată de bunurile, banii sau câștigurile care ar urma să le revină dacă s-ar rezolva o chestiune în care. Mai este implicată o persoană, o rudă sau poate chiar un străin, ori o instituție. Pe fond, aspectul este bun și ar trebui să aibă parte de ipostaze plăcute. Este varianta minimală, cea a darurilor, cadourilor, micilor atenții și formelor de manifestare a recunoștinței și simpatiei față de acești nativi din semnul leului. Dar una este să primească cineva un mărțișor sau un buchet de flori, ori o sticlă de vin în semn de admirație și alta este să primească o moștenire sau un teren sau o casă. La capitolul acte între vii, lucrurile din punct de vedere astral nu au nicio susținere și nicio relevanță. Relevanță au discuțiile, dorința exprimată verbal de către lei, Tentativa făcută de nativi de a pune la cale o strategie, ce urmează să fie apoi susținută prin tot felul de demersuri în săptămânile și lunile care urmează, nu este o chestiune pe termen scurt, nu este o chestiune care să vizeze un răstimp apropiat, săptămâna viitoare sau peste o lună, ci. Ea poate să vizeze nu numai acest an, ci și anii viitori. O chestiune de dezvoltare, poate. Lei doresc să ducă la îndeplinire, din punct de vedere material, un vis mai vechi. Să-și atingă un scop. Să ajungă la un moment dat să intre în posesia ceva ce sufletul lor a răvnit, ce ei înșiși au visat. O parte dintre premize pot să se apropie, pot să fie mai clar conturate. Ca și cum la un aparat de fotografiat se reglează distanța și brusc imaginea este perfectă, șarful a fost făcut. Cam așa se întâmplă cu aceste proiecte de viață care încep să se contureze, să devină tot mai clare, apar clare și piedicile, apar clare și demersurile pe care trebuie să le facă, apar clare însă și reperele financiare. Poate că nu întotdeauna acelea vor fi pe măsura anticipării lor. Ziua de 4 martie este una foarte importantă, iar putea fi și foarte bună. Nu elementul surpriză este cel determinant aici, ci elementul convingere, elementul de persoasiune, elementul de dialog sau de stârnire a simpatiei și încrederii Într-o persoană care acceptă să-l susțină pe un leu într-un proiect. Mai ales dacă este vorba de o finanțare, o sponsorizare, acordarea unei burse, acordarea unui ajutor, acordarea unui credit, acordarea unui statut de susținere și morală. Pentru că, de pe urma acestei susțineri morale, cu siguranță vor veni și celelalte gesturi firești de finanțarea a respectivului demers. În sfârșit, pe 3 martie după-amiaza și 4 martie, luna se va afla în casa schimburilor de idei, pot să fac o mică deplasare, pot să aibă o serie de discuții interesante, dar nu sunt foarte bune discuțiile de la locul de muncă. Revin la felul în care începe răstimpul analizat cu o revoltă o spaimă de viitor legată de regimul bănesc, și în acest context apare foarte firesc un tip de dialog mai crispat. Lei cer, revendică, pretind, reproșează, și ceea ce li se aduce la cunoștință, așa cum spuneam și mai înainte, nu este de natură să-i încânte dar aceste dialoguri pot fi făcute și în alte momente decât pe 3 și 4 martie. În aceste zile ele nu fac decât să destabilizeze o relație, să descumpănească și lucru cel mai important, nu-l fac pe eleu să primească răspunsul adevărat. Adevărata explicație, adevărata motivație sau întregul context de împrejurări care a condus la nașterea acestei complicații financiare. Poate pentru că sunt duși cu vorba, poate pentru că sunt persiflați, poate pentru că cineva le spune să nu transmită mai departe adevărul, așa cum este el golgoluț, poate că pe fondul multor altor revendicări ale altor persoane, numai cauza aleului nu lipsea în peisaj și atunci este tratat cu superficialitate, ori lucrul cel mai rău este chiar ignorat. Așadar, amânat să cereți explicațiile necesare uh, pentru o perioadă, ea poate să fie la fel de utilă ca demers și peste aproximativ uh, 10 zile.